Bine v-am regăsit la Lumea nu este cum crezi. Azi voi vorbi despre efectul Dunning-Kruger, dar pentru că acest efect este despre a crede că știi, vreau întâi să încerc să lămuresc diferența dintre a crede că știi și a ști. Pentru asta voi vorbi despre cunoașterea științifică, singurul mod cinstit de a încerca să înțelegi lumea și legile ei. Unii au impresia că oamenii de știință doar cred că teoriile lor sunt adevărate. Și de aici neîncrederea lor în știință. Ei gândesc cam așa. Dacă oamenii de știință cred anumite lucruri, de ce n-am eu dreptul să cred altceva? Mai ales că azi oamenii sunt interesați doar de drepturi, obligații și responsabilități, nu prea mai are nimeni. Am văzut, cred că v-am mai spus, cândva pe internet o întrebare care suna cam așa. Copiii tăi cred în teoria evoluției? De parcă teoria evoluției ar fi o religie. Ce ziceți de întrebarea, crezi în legea circulației? Păi nu-i nimic de crezut. Legea circulației există, poate fi citită, așa e și cu legile naturii. Ele există, trebuie doar descoperite. Diferența dintre ele și cele juridice este aceea că ele n-au fost elaborate de oameni, din fericire, și faptul că nu pot fi încălcate. Oamenii de știință nu cred în teoriile lor. Ei știu că acestea sunt adevărate, de aceea se numește știința știință. Să vedem de unde știu ei acest lucru. Întâi, trebuie înțeles că nu putem cunoaște și înțelege decât acele lucruri și fenomene pe care le putem observa, direct sau indirect. De aceea, știința se ocupă doar de lucruri și fenomene pe care le putem observa direct sau cu ajutorul aparatelor. Dar, atenție, nu orice observație este o observație științifică. De pildă, a avea o impresie nu este echivalent cu a observa. Poți ai impresia, de pildă, că lumea se învârte în jurul tău după ce ai băut câteva pahare în plus. Dar aceasta nu este observație despre lume. Este observație despre efectele alcoolului asupra creierului. Deci când spui am impresia că sau cred că, ne spui ceva despre tine, nu despre lumea din jur. Și din această informație nu putem învăța nimic despre realitate. Putem învăța eventual ceva despre tine. Nici a simți nu este echivalent cu a observa. Poți să simți că dansul șamanului în jurul focului îți face bine. Dar asta nu este o dovadă a acestui lucru. Faptul că momentan te simți mai bine nu înseamnă că ești mai bine. Simțurile ne pot înșela și de fapt ne înșală mai tot timpul. În fine, nici chiar observația, dacă e doar una, nu înseamnă nimic. Dacă un extraterestru ar putea avea cumva imagini de pe Pământ, dar numai pentru un minut, și ar vedea soarele răsărind, ar spune că steaua în jurul căreia se rotește Pământul este roșie. Sau dacă ar avea doar câteva secunde imagini de la un spectacol de circ și ar vedea un om mergând în mâini, ar crede că așa umblă oamenii. Am mai dat într-un material un exemplu care îmi place despre felul în care unii nu înțeleg că o observație singulară n-are nicio valoare. Probabil că ați auzit și voi ceva de genul următor. Bunicul meu a fumat toată viața și a trăit 90 de ani. Înseamnă că fumatul nu este dăunător. Această afirmație n-are nicio logică, printre altele pentru simplul fapt că nu știm cât ar fi trăit bunicul dacă nu fuma. Observația științifică, cea care ne face să știm, înseamnă altceva. Să zicem că ne luăm temperatura și termometrul arată 38 de grade. Avem o observație. Termometrul arată, dacă nu-i defect, că avem febră. Dacă bem un ceai și după câtva timp ne luăm iar temperatura și termometrul arată, să zicem, 36,5, avem altă observație, nu mai avem febră. Oare știm acum că ceaiul ne-a scăzut temperatura? Nu știm asta.
Putem crede că ceaiul ne-a scăzut temperatura, dar nu putem spune că știm acest lucru. Poate că ceaiul ne-a scăzut temperatura, dar, repet, nu știm acest lucru, pentru că, așa cum v-am mai spus, o singură observație nu înseamnă nimic. Poate că ne-a dispărut febra din alte motive, nu pentru că am băut ceaiul, sau poate că trecea oricum. Dar, dacă mii și mii de oameni aleși la întâmplare iau când au febră un anumit medicament sau beau un anumit ceai, și în aproape toate cazurile efectul este scăderea temperaturii, avem o observație științifică. Abia acum știm că medicamentul respectiv sau ceaiul respectiv scad temperatura. Acum nu mai credem. Așa funcționează știința și așa ajungem să știm. În știință ajungem la o concluzie doar dacă foarte multe observații sau experimente sau măsurători sau aproape toate arată același lucru. Poate vă întrebați de ce am spus aproape toate. Pentru că observațiile nu sunt perfecte. Nimic nu e perfect în această lume. Și întotdeauna o observație poate fi deformată, alterată de o cauză oarecare. De pildă, se poate întâmpla ca observațiile să aibă rezultate diferite pentru că au loc în condiții diferite. Dacă las din mână această minge de ping-pong, ea cade. Dar dacă fac acest experiment mii și mii de oameni, vor fi câțiva care vor spune că nu cade. De pildă, cei care au făcut experimentul în apă. Așa că nu e suficient nici să avem sute și mii de observații sau experimente, mai trebuie ca ele să se desfășoare în exact aceleași condiții. Iar dacă mii de experimente și observații făcute cu grijă și în exact aceleași condiții arată toate același lucru, abia atunci știm ceva. Abia atunci avem o cunoaștere științifică. De pildă, știm că există evoluție, pentru că există milioane de fosile care demonstrează evoluția. Există o grămadă de dovezi de natură genetică, de anatomie comparată, de embriologie și chiar experimentale obținute cu ajutorul unor bacterii care au viață scurtă și care au fost studiate pe durata a mii și mii de generații și au fost observate mutațiile genetice care apar. Deci nu credem în teoria evoluției, știm că există evoluție. La fel, nu credem că energia se conservă. Mii și mii de experimente de fizică și de chimie făcute în sute de ani arată toate, fără excepție, acest lucru. Nu se cunoaște niciun experiment care să arate că energia nu se conservă. Așa că știm că nu se poate construi un dispozitiv perpetuum mobile, adică un dispozitiv care produce energie. De pildă, care poate efectua lucru mecanic fără să folosească un combustibil sau o formă de energie, cum ar fi energia electrică. Sunt întrebat în unele comentarii dacă am făcut experimente care să-mi susțină afirmațiile legate de dispozitive perpetuum mobile sau de motoare cu apă sau de tot felul de alte dispozitive imposibile. Ei bine, rolul educației științifice este tocmai acela de a înțelege că unele lucruri au fost deja dovedite prin mii și mii de experimente, observații și măsurători. Nu e nevoie ca fiecare generație să refacă aceste experimente. Nu trebuie să lăsăm din mână în fiecare dimineață un obiect ca să vedem dacă va cădea. Știm că așa va fi. Numai că există multe piedici în procesul de cunoaștere. Și una este să crezi că știi, în loc să știi că de fapt doar crezi. Și așa ajungem la efectul Dunning-Kruger. El este un efect psihologic, verificat și documentat, și pentru a-l înțelege, vă rog să urmăriți această diagramă. Astfel de diagrame se obțin în felul următor. Un grup de oameni dă un test dintr-un anumit domeniu. Apoi sunt evaluate cunoștințele lor reale, pe baza testului respectiv, prin note. Ei primesc note date de un specialist sau o echipă de specialiști.
De asemenea, cei care dau testul sunt rugați să se autoevalueze, adică să-și acorde o notă, fără ca ei să cunoască nota reală. Iar rezultatele se trec într-o astfel de diagramă, numită diagramă Dunning-Kruger. Le recomand profesorilor să facă din când în când câte un astfel de test, vă spun imediat de ce. În diagrama Dunning-Kruger, pe orizontală, avem reprezentată competența în domeniul respectiv, adică notele în ordine crescătoare. Cu cât mergem mai spre dreapta, avem oameni mai competenți în domeniul respectiv. Pe verticală este reprezentat nivelul de cunoștințe din domeniul respectiv, dar este o dublă reprezentare, de aceea am pus două axe a cunoștințelor reale, axa verde a celor testați și a cunoștințelor pe care cei testați cred că le au, a cunoștințelor așa numite autopercepute. Adică sunt reprezentate atât notele de evaluare, cât și notele de autoevaluare. De pildă, cei care au luat nota 5 au o medie a notelor de autoevaluare de 7. Puteți citi pe diagramă acest lucru. Cei care au luat 6 au o medie a notelor de autoevaluare de 7,5 și așa mai departe. Dar atenție, e doar un exemplu. Evident că nu de fiecare dată obținem aceleași date. Aici vedeți o reprezentare generală, calitativă a efectului Dunning-Kruger. În acest fel, putem compara pe diagramă diferența între nivelul real de cunoștințe și nivelul autoperceput al acestora, adică nivelul pe care cred că îl au cei testați. Și o astfel de diagramă ne arată un lucru foarte interesant. Dar întâi trebuie să vă spun că efectul este mult mai puternic la cei care nu mai sunt elevi decât la elevi sau studenți. Și asta pentru că elevii și studenții sunt evaluați relativ des și sunt obișnuiți să-și compare rezultatele așteptate cu cele reale. Pe când cei care au pierdut de mult contactul cu școala își cam pierd și simțul critic atunci când vine vorba despre autoevaluare. De fapt, am spus că recomand profesorilor să recurgă din când în când la astfel de diagrame, tocmai pentru că în acest fel îi ajutăm mult pe elevi la formarea simțului autocritic și la o corectă autoevaluare. Sigur, pentru asta trebuie să analizăm rezultatele împreună cu ei. Diagramele Dunning-Kruger arată că există următorul efect psihologic pe care probabil l-ați observat deja, și anume, cu cât știm mai puțin dintr-un domeniu oarecare, cu atât e mai mare diferența între cât credem că știm și cât știm. Comparați linia verde, cea care arată nivelul real al cunoștințelor, cu linia roșie, care arată nivelul pe care credem că îl avem. Liniile sunt cu atât mai depărtate una de cealaltă, cu cât nivelul real al cunoștințelor este mai scăzut. În partea din dreapta se mai observă ceva interesant, și anume că atunci când știi deja multe dintr-un domeniu, începi să te îndoiești de unele lucruri pe care le știi. De multe ori te subevaluezi, crezi că știi mai puțin decât știi de fapt. Care este explicația efectului Dunning-Kruger? Atunci când știi foarte puțin, lucrurile par simple, chiar evidente. Și pentru că nu te pricepi la domeniul respectiv, ești convins că știi aproape tot ce trebuie știut și că ceea ce știi este adevărul absolut. Dimpotrivă, atunci când ai devenit competent într-un domeniu, începi să observi tot felul de legături între fenomene și înțelegi că, de fapt, lucrurile sunt mult mai complicate decât par. Și tocmai pentru că te pricepi, îți dai seama că mai ai multe de studiat, de aflat și devii mai puțin sigur pe cunoștințele tale. Acest efect arată cel mai bine diferența între a ști și a crede că știi. Dacă n-ai studiat mai nimic dintr-un domeniu, dar ai impresia că știi, că te pricepi la domeniul respectiv, e vorba de efectul Dunning-Kruger. Dacă te interesează un domeniu, încearcă să-l studiezi un pic, dar nu de pe internet.
După unele statistici, cam 80% din informația de pe internet este falsă, este greșită. Studiază din manuale și cursuri. Ele sunt scrise de cei care sunt pregătiți în domeniul respectiv și vei vedea că imediat ce vei cunoaște mai multe, nu vei mai fi atât de sigur de ceea ce crezi că știi. Nu vei mai crede că deții adevărul absolut. Dacă sunteți convinși că adevărul este simplu și absolut, atunci lumea nu este cum credeți. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!